La timp, o resursă pentru clasa a doua. Nu de puține ori ați auzit expresii precum a fi la timp, a face lucrurile la timp, la timpul potrivit sau chiar toate la timpul lor. Toate aceste expresii spun că respectarea unui program de lucru, în cazul nostru a unui program al unei zile în care mergi la școală, la timp este cheia succesului acestui program. Hai să construim o schiță a unui program zilnic de școală. Pentru aceasta ai nevoie de o coală de hârtie, ceva de scris și o sticlă mică de apă, cea pe care probabil o ai la tine. Va fi nevoie să împarți foaia de hârtie pe jumătate, așa și așa, iar trei din cele patru părți să le împarți încă o dată pe jumătate, ca în imagine. Dacă nu poți desena un cerc cu mâna liberă, sticla te va ajuta să trasezi în fiecare secțiune câte un cerc. În primul cerc vei desena un ceas pe care vei marca ora la care te trezești de dimineață pentru a merge la școală. Pentru cei mai mulți elevi, aceasta este ora 7 dimineața. În al doilea cerc, vei colora care este timpul tău necesar pentru a te pregăti de școală. În general, acesta este de jumătate de oră după ce te-ai trezit. Apoi, în funcție de distanța ta față de școala la care înveți, ai nevoie de aproximativ încă o jumătate de oră. Desenează-o pe ceasul tău pentru a fi la timp la școală. Încercuiește pe următorul ceas orele pe care le petreci la școală, cum ar fi de la 8 la 12. După școală, până la aproximativ ora 18, adică 6 seara, notează pe ceas orele pentru diferitele activități de joacă, relaxare și lucru. Iar pe următorul ceas, marchează ora ta de culcare, care, de obicei, este ora 21, adică ora 9 seara. Intervalul de la 9 seara până dimineața este considerat cel în care dormi, el fiind foarte important pentru ca tu să crești puternic și te ajută să reții mai bine ceea ce ai învățat pe parcursul zilei. Notează-l în ceasul tău. Așadar, programul tău zilnic de școală poate fi schițat prin desene, notițe scrise sau alte simboluri și recomandat este să îl realizezi împreună cu unul dintre adulții care te cunoști cel mai bine. Tot cu ajutorul unui adult, poți pune o ramă acestui program zilnic și să decizi împreună cu el unde anume îl veți afișa. Astfel, îți va fi mai ușor de urmărit dacă ești la timp sau nu.